Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Sursa de alimentare cu apă de la punctul Babele din zona Boloteș, care aparține companiei de utilități publice Focșani, este închisă de 2 luni și jumătate după ce Direcția de Sănătate Publică Vrancea a stabilit că este infestată cu materii fecale. Directorul companiei de utilități publice Focșani a stabilit că apa infestată nu a ajuns la focșăneni. Stația de clorinare a apei Babele din zona Bolotești este închisă după ce Direcția de Sănătate Publică Vrancea a stabilit în data de 20 aprilie că apa ar fi infestată cu diverse bacterii. Din luna aprilie și până în prezent, compania de utilități publice Focșani spune că face verificări să vadă de unde s-a produs infestarea. Urmare acestor sesizări, am și început să facem verificări în teren pentru a depista eventualele puncte potențiale de infestare. Astfel că suntem în etapa aceasta de analiză și de urmărire acestor situații. Acolo unde există suspiciuni de potențiale puncte, intervenim și în momentul în care vom finaliza pe tot traseul de 20 de kilometri al aducțiunii și al frontului problemele respective și vom considera că am reușit să eliminăm eventualele aceste potențiale puncte, refacem analize, vedem care este situația și vom putea să introducem apa în sistemul de distribuție. Conducerea companiei de utilități publice Focșani spune că sănătatea oamenilor nu a fost pusă niciun moment în pericol, deoarece sursa de la Babele nu a fost folosită pentru furnizarea apei în municipiu. Cei de la DSP ne-au transmis că sunt respectivele situații, urma analizelor depuse de către noi, pentru că nu avem cu cine să... Cu DSP-ul facem analizele și le-am verificat. În două rânduri am dus și la Buzău, am verificat analizele ca să vedem dacă se mențin, pentru că pot fi și erori de măsură în laboratoare. Și doar spun să luăm măsuri. Ce măsuri ne interesează pe noi să luăm tot ce considerăm că este nevoie ca să nu avem probleme. Nu se furniza din perioadele anterioare pentru că fusese introdusă instalația în revizie. Iar anterior, apa era calitativ bună, nu avea probleme. Conducerea Direcției de Sănătate Publică Vrancea a precizat că în aceeași zi, adică pe 20 aprilie, a trimis informarea către CUP Focșani. Măsurile imediate de urgență exact în aceeași zi, am informat CUP-ul asupra rezultatelor analizelor și am dispus următoarele măsuri. Depistarea cauzelor care au dus la care au determinat apariția acestei situații, măsurile corective aplicate în regim de urgență, adică în acea zi, repetarea analizelor de laborator imediat după ce s-au aplicat măsurile corective și informarea consumatorilor despre situația în cauză. Doctorul Cătălin Graur a mai spus că o astfel de apă pune în pericol sănătatea oamenilor. Pericolul este major în sensul că pot apărea epidemii de tip hidric, cu manifestări diaree, enterite, multiple afecțiuni ale sistemului digestiv. Totodată, Cătălin Graur a mai precizat că furnizarea apei a fost sistată în acea zi în care s-a făcut sesizarea. În acest moment, Focșanul folosește apă din frontul de captare la Marea Dâncime, aflat pe drumul județean către Suraia. A fost alarmă de cutremur astăzi la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani. Nu a fost vorba despre un seism adevărat, ci despre o simulare. Scenariul prevedea incendii care au izbucnit în diferite părți ale clădirii și evacuarea pacienților. La această simulare au participat pe lângă reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență a Județului Vrancea și doctorul Călin Alexandru, directorul general al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne. Agitație mare astăzi la Spitalul de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani. Pompierii, împreună cu reprezentanții unității spitalicești, au efectuat o simulare de cutremur pentru a verifica modul de organizare a cooperării între forțele participante și a timpilor de intrare în acțiune. La exercițiul desfășurat au participat atât domnul doctor Alexandru Călin, director general al Departamentului pentru Situații de Urgență, Nicușor Halici, prefectul județului Vrancea și colonelul Flaviu Chiscop, inspectorul șef al ISU Vrancea. Astăzi am pregătit împreună cu conducerea Spitalului Județean Sfântul Pantelimon Focșani un exercițiu tactic complex în caz de seism, urmat, bineînțeles, de producerea unor situații de urgență generate de producerea seismului respectiv și
Astăzi am pregătit în această sală prezentarea teoretică a exercițiului, prezentare pe care o va face primarul adjunctul inspectorului șef, domnul colonel Bala Viorel, după care vom parcurge practic etapele pregătite din exercițiu, partea practică. Având în vedere amplasarea obiectivului, suprafața mare a acestuia și prezența unui număr foarte mare de persoane în incinta spitalului, unele dintre ele cu imposibilitatea deplasării sau cu necesitate de asistență în timpul deplasării, există posibilitatea ca în cazul producerii unor situații de urgență să existe urmări atât că pagube materiale, cât și accidentări sau chiar pierdere de viață omenești. Situațiile tactice pe care noi le executa astăzi, ca și situația tactică generală, în data de 4 iunie 2015, ora 11:15, se produce un cutremur cu magnitudinea de 7 grade de scara Richter în zona seismică Vrancea, fiind afectat și Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani. În urma producerii seismului, au loc mai multe situații de urgență. Apreciez foarte mult această idee pe care ați avut-o, pentru că indiferent cât de bine suntem pregătiți din punct de vedere al dotării și din punct de vedere teoretic, adevărata capacitate operațională rezultă în urma unor astfel de exerciții. Lipsa unui exercițiu practic, indiferent cât de bine ești pregătit teoretic pe acte normative sau legislative, arată sau apar niște deficiențe. Este mai bine ca deficiențele respective să apară în timpul unor exerciții decât în timpul unor situații reale. Am ținut la acest exercițiu, așa cum preciza și domnul director, atât în identificarea anumitor probleme sau inadvertențe care ar putea apărea între procedurile scrise și practică, dar foarte mult dorim cooperarea interinstituțională să o realizăm și să o armonizăm pentru a avea cea mai mare eficiență. Încercăm, pe de altă parte, prin astfel de măsuri să, știu eu, nu doar să conștientizăm în continuare de faptul că suntem într-o zonă cu activitate seismică intensă, ci și asupra faptului că, până la urmă, aceste activități seismice, aceste seisme, fac parte din viața cetățenilor de zi cu zi. Spitalul e în 72 construit. N-a mai suportat absolut nicio îmbunătățire, nicio reabilitare. Sunt tot felul de lucruri și de probleme asupra acestei clădiri. De aceea, tot timpul am spus, domnule, e bine să facem un exercițiu de alarmare și aici, în această clădire, să vedem cum reușim, într-un asemenea caz, să ne descurcăm. Și ne vom descurca. După stabilirea detaliilor, în jurul orelor 11:25, s-a sunat la numărul de urgență 112 și în cel mai scurt timp la spital au apărut mașinile de intervenție. În timp ce clădirea era luată cu asalt de către salvatori, pacienții internați, care au putut ieși din imobil, au fost uimiți de ceea ce se petrecea. Ați speriat când ați văzut atâta mașină? Da, că nu știm ce este. E o simulare de cutremur. Ce spuneți dumneavoastră? Dacă ar fi fost un cutremur adevărat, v-ați fi panicat? Ei s-ar fi descurcat? Nu știu. Păi noi ne-am fi panicat, bineînțeles, dar nu știu dacă ne anunțau. Da, dar ne speriam, bineînțeles că... Nu știam ce se întâmplă. Înțeles că e un cutremur. O simulare, da. Și ce spuneți? V-ați speriat când ați văzut atâta... Nu m-am speriat, dar pentru că am știut ce este. Dacă nu știam, adevărat, sigur că te sperie. E normal că te sperie. Ați fi știut cum să procedați în cazul în care ați fost un cutremur? Nu cred, că e panica mare. Rând pe rând, exercițiile tactice au fost puse în aplicare și duse la îndeplinire cu succes. Unul dintre ele prevedea evacuarea pacienților de la secția anestezie-terapie intensivă din cauza pagubelor produse de seism și un altul
totul o explozie urmată de incendiu la centrala termică a spitalului. Una dintre situațiile care a ținut pe mulți cu răsuflarea tăiată a fost momentul în care mai multe persoane au fost evacuate de la etajul 2 cu ajutorul pernei pneumatice. De asemenea, s-a mai produs și un incendiu la bucătăria spitalului și apoi a urmat trierea victimelor. Modul operativ în care s-au rezolvat situațiile de urgență simulate a fost apreciat de către cei prezenți. Cred că a fost o reușită. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc tuturor celor care au dorit să fie alături de noi și eu sper să mai facem asemenea lucruri și probabil că le vom perfecționa în timp. Pentru că, poftim. Cum ați văzut, noi trebuie să fim pregătiți pentru orice, indiferent de situație. În orice moment, noi chiar suntem pregătiți, așa cu dotarea care o avem și cu situația pe care o avem. Consider că personalul de la, din obiectiv și forțele de intervenție au executat misiunile respective în condiții bune. Ne-am fi dorit, poate pentru noi cei care am verificat acest mod de acțiune, să avem, eu știu, timpul necesar pentru a verifica îndeaproape fiecare persoană care a intervenit, dar convins că ai mei colegi care au fost șefi de sectoare de intervenție au verificat aceste măsuri, convins fiind de aceste acțiuni ale lor, cred că într-o situație reală am putea face față pentru salvarea persoanelor și limitarea pagubelor. Consider că cu unele inerente inadvertențe, exercițiul de astăzi s-a desfășurat bine. Ce aveți să le reproșați din ce ați observat dumneavoastră? Nu. În primul rând sunt lucruri legate de partea de organizare, care e clar că trebuie un pic mai bine pregătită. Vă dau un singur exemplu. Deci la momentul la care au trebuit să vină cu tărgile, trebuiau să treacă peste niște fire electrice. Deci sunt niște chestii care pot să fie gândite într-un fel mai bine, dar ăsta este rostul acestor exerciții, ca ele să fie observate și în următoarele misiuni să se poată remedia. Astfel de exerciții se organizează și pentru verificarea sistemului de comunicații din dotarea forțelor angrenate și a modului de aplicare a Planului Comun de Acțiune pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență. Colegiul Național Unirea din Focșan și-a deschis ieri porțile pentru absolvenții clasei a 8-a. Aceștia au fost primiți în sala de festivități, unde au vizionat un film despre tradiția și istoria colegiului și au cunoscut posibilii viitori profesori, dar au vizitat și clădirea colegiului. Câteva sute de elevi de la școlile generale din Focșan și nu numai au primit invitații din partea conducerii colegiului focșănean pentru a vizita unitatea de învățământ. Aceștia au fost primiți în sala de festivități, unde au vizionat un film despre tradiția și istoria colegiului, iar directorul colegiului le-a precizat elevilor că își dorește ca un număr cât mai mare dintre cei prezenți să-și continue studiile aici. Vă invit să ne alegeți pentru că este un loc unde legendele încă mai funcționează, încă nu, unde nu veți fi ținuți chiar în palme, unde veți învăța să luptați cu voi înșivă și cu cei de alături de voi și cu cei dinaintea voastră pentru a vă impune punctele de vedere, pentru a vă dovedi și vouă și celor din fața voastră și celor de acasă de la voi că meritați cu prisosință pentru eforturile voastre niște note deosebite. Vă veți întâlni, nu eu, alții, și cu note mai proaste. Nu așa am vorbit clasa 10-a D. Nici măcar clasa 9-a B. Dar vă veți întâlni cu o școală adevărată, care dincolo de ceea ce ați văzut în film, respectiv performanțe, tradiții, activități deosebite, vă veți întâlni cu o școală care formează caracter. Uniriștii, foști absolvenți ai școlilor generale din municipiu și din județ, i-au preluat apoi pe viitorii lor colegi și le-au prezentat clădirea și anexele Colegiului Național Unirea, săl de curs, laboratoare, bibliotecă, baza sportivă și sala de sport. Aceștia le-au răspuns numeroaselor întrebări adresate cu privire la ore, profesori, atmosfera din colegiu și multe altele. Acțiunea a continuat cu un spectacol pe scena sălii de festivități pe care au evoluat artiștii ai colegiului, majorete, soliști și dansatori. Oh,
Scriitoarea Mariana Vichy Vârtosu și-a lansat astăzi cartea pentru copii, Poveștile Aliaziei. Evenimentul a avut loc la Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani. Elevi de la Școala Generală Ștefan cel Mare și de la grădinița numărul 17 din Focșani au umplut astăzi sala Florentin Del Mar a Ateneului. Prichinde ei au ascultat povești, au recitat poezii și și-au prezentat copilăria. Copilăria mea a fost foarte frumoasă. Am cântat la un concurs național, am fost la piscină, m-am jucat și mi-a plăcut foarte mult că am iubit-o pe mama mea. Copilăria mea a fost foarte frumoasă. Am mers la piscină și am mers la două concursuri naționale de dans popular. Copilăria mea a fost foarte frumoasă. Am avut setarea la balada, la Carrefour. Am avut o grămadă de locuri. Chiar mi-a întâlnit doamna mea să fiu în jur la... Știu eu, la concurs. O cheamă doamna Nicoleta. Îmi place foarte mult grădința mea și mi-e dor de ea. Uite, de asta o mai vizitez uneori. Scriitoarea Mariana Vichy Vârtosu le-a citit copiilor povești din cartea Poveștile Aliaziei, care este dedicată nepoatei ei. Această carte, care se numește Poveștile Aliaziei, are un personaj principal de vârsta voastră. Este o fetiță mică, nepoata mea, căreia îi spun toate aceste povești. Se numește Aliazia și are abia un an și eu i-am spus seara la culcare povești pe care le-am adunat aici în această carte ca să o citiți și voi la rândul vostru. Cartea are și ilustrații, deci fiecare personaj este însoțit de fotografia lui. Acțiunea de astăzi a fost organizată de Ateneul Popular în parteneriat cu Liga Scriitorilor din România, filiala Vrancea. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, dar se va menține caldă. Cerul va fi parțial înnorat, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra în jurul valorilor de 14 și 16 grade, iar cele maxime între 25 și 27 de grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!